Producătorii de lapte din Maramureș ajung să-și vândă laptele pe tarife extrem de mici și nici nu reușesc să-și acopere costurile. Situația este una la nivel național. Surprinzător însă, produsul ajunge pe rafturile din supermarketuri la suprapreț. Specialiștii din domeniu spun că fermierii cheltuie între 2,7 și 2,9 lei pentru un litru de lapte, însă ajung să-l vândă doar cu 2,2 lei. Clientul însă ajunge să cumpere laptele din magazin în medie cu 8,7 lei. Fermierii în momentul de față cheltuie pentru un litru de lapte până la 2,27-2,9 lei și îl vând cu 2,2. Deci noi suntem în momentul de față cu 50 de bani în pierdere pe litru de lapte. Laptele este cumpărat de la fermieri de către diverse fabrici, care apoi îl vând mai departe magazinelor. Potrivit lui Ionuț Lupu, în momentul de față, prețul de listă al fabricilor este de aproximativ 5,4 lei, însă adesea tariful este mai scăzut, deoarece se aplică un discount de 26%. Din cei 5,4, conform legii, el poate să dea maxim un discount de 26%, pe care în momentul de față supermarketul nu va sta pe gânduri să nu îl pună. Se explicite. Deci în momentul în care fabrica s-a dus cu o comandă, i-a acceptat o comandă unei fabrici, îi impune un discount de 26%. Deci din 5,4 RON dă 2,6, 26 deoparte și ai să vedeți că îi mai rămâne fabricii, fabrica rămâne undeva cu 4,1-4,2 în cele mai bune situații. În momentul de față, peste 55% din valoarea de la raft, după ce ai dat jos TVA-ul de 9%, este a supermarketului. Odată ce marfa ajunge pe rafturile magazinelor însă, fabricantul are de achitat din nou diverse taxe. Acesta este penalizat dacă a depășit volumul previzionat pentru vânzări. Același lucru se întâmplă și dacă estimările nu au fost respectate și s-a cumpărat o cantitate mai mică. În plus, inclusiv facturile generate de supermarketuri sunt taxate cu 0,5 euro, mai explică Ionuț Lupu. În aceste condiții, vina pentru tarifele mai mari la lapte nu aparține nici de cum fermierilor, concluzionează acesta.